În Câmpulung, campaniile de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice au avut un real succes. Cu fiecare ocazie au fost colectate tone de deșeuri, iar Câmpulungenii care au participat cu obiecte electrocasnice au putut participa la tombola cu premii. Primăria Câmpulung anunță că următoarea campanie de colectare va avea loc joi 11 iulie, în intervalul orar 9.16. Cei interesați pot face programări la numerele de telefon 0720 571 809 și 0770 439 051. Reprezentanții firmei colectoare vor ajunge în fața blocului sau a casei pentru a ridica obiectele de care nu mai aveți nevoie. De menționat este faptul că predarea deșeurilor de echipamente este gratuită, iar toți participanții sunt înscriși automat la tombola cu premii.